Practic, candidatura mea a venit ca o solicitare din partea societății civile și de asta am și optat pentru varianta de independent. Ce pot să vă spun este că am avut o întâlnire cu oameni din societatea civilă, de diverse profesii, de diverse orientări politice, lucru care m-a bucurat, și care au generat la această întâlnire un decalog de soluții, care nu se vrea un subiect închis, ci unul deschis, abdatabil, și care să devină un fel de îndreptar pentru orice ales local. O chestiune legată de comunicare, de dialog, de respect, de implicarea cetățenilor, de implicarea organizațiilor profesionale în luarea deciziilor în general. Deci este vorba de faptul că o administrație care generează idei și dinamism are nevoie de contribuția cetățeanului în luarea acestor decizii pentru a modifica orașul, pentru a îmbunătăți, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Iar cetățeanul, în orice formă de organizare se află, fie că este ziarist, fie că este într-un ONG, fie că este simplu cetățean, are nevoie de respect din partea autorităților locale, de transparență și de o platformă prin care autoritatea însăși să-i poată facilita accesul acestui cetățean la documentele interne ale instituției respective și de a îl implica în luarea deciziilor. Este o chestiune de feedback pe care am văzut-o funcționând în Franța atunci când am adus, spre exemplu, această idee a Consiliului de Cartier de acolo. De aia se poate extinde și se poate face în așa fel încât orice ales local, fie că este primar, consilier local, județean sau numit într-o funcție publică, să se orienteze după acest decalog și să putem genera o atmosferă de respect în Timișoara și cumva să devină totul și să se întâmple sub sloganul, dacă vreți, noi vrem și nu eu vreau.